Din 15 noiembrie, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva a lansat campania Donarea de Sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun. Donatorii cu vechime, dar și ceilalți hunedoreni care sunt apți din punct de vedere medical de a face acest gest nobil, sunt așteptați la centrele fixe de recoltare din județ, de la Deva, Hunedoara și Petroșani, în zilele lucrătoare, între orele 8 și 12. În funcție de condițiile pandemice, până în ajunul Crăciunului, cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva vor încerca să organizeze și caravane mobile de recoltare în teritoriu, așteptând în acest sens și sprijinul autorităților locale. Pot să meargă în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 8 la ora 12, la Deva, Hunedoara sau Petroșani. Deva este sediu aici pe 22 decembrie, bloc de 1 parter, la Hunedoara este Policlinica Spitalului etajul 2, iar la Petroșani, secția noastră din Petroșani, este la Policlinica Stomatologică etajul 2. Îi așteptăm cu drag, în măsura în care pandemia și situația epidemiologică ne permite, în această perioadă încercăm să facem și colecta în teren. Vor fi anunțați, vom face publicitate, sigur cu ajutorul presei, cu ajutorul Facebook-ului și a tuturor rețelelor de socializare și cu ajutorul administrației locale. Paginile de Facebook pe care pot fi anunțate posibilele caravane mobile de recoltare de sânge sunt Centrul de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva și CTS Deva. Cererea de sânge din partea spitalelor este una foarte ridicată, iar stocul, din păcate, este la limită. Un exemplu concret în acest sens, care a avut un final fericit, fiind o recentă intervenție chirurgicală efectuată la Hațeg, unde s-au livrat ultimele pungi din rezerva Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva.